dacă suntem într-un locaș al lui Dumnezeu, n-avem altceva de făcut decât să-L glorificăm pe El. Amin. N-avem neglorificat alți Dumnezei, alte zeități, ci pe Dumnezeu cel din ceruri, care a făcut cerurile și pământ. Amin. A făcut om după chipul și asemănarea Lui. Amin. La acela Dumnezeu trebuie să ne închinăm. Amin. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Psalmistul zice așa, adică nu psalmistul, fiul lui Core, nepoții lui Moise. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor. Sunt plăcute locurile unde se coboară Dumnezeu. Aș vrea ca în locul acesta să se coboare Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt. Și nu noi să fim aici să conducem, ci Iisus Hristos prin Duhul Sfânt să fie în biserică. Sufletul meu suspină și tânjește după dor, de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. La acela trebuie să ne închinăm. La Dumnezeu cel viu. Și înainte ca să intrăm noi într-o jertfă de rugăciune, că așa este frumos, ca în adunarea lui Dumnezeu să se aducă dimineața o jertfă de rugăciune, că poporul Israel în vechime aduceau jertfe de animale. Noi să aducem jertfe trupul nostru. Așa ne învață Sfânta Scriptură. Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne. Asta vrem să facem. Amin. De aceea v-aș ruga să vă ridicați pe picioare și cu toții ne unim la rugăciune să implorăm prezența lui Dumnezeu în locul acesta.